Echipa României va susține în această seară la Călăraș primul joc din cadrul turneului din turul principal de calificare la Euro 2016. Adversara tricolorilor va fi selecționata Kazahstanului. Selecționerul Zoltan Iacab crede că România ar fi putut pica într-o grupă mai ușoară și afirmă că obiectivul este locul 2, care duce la baraj. România, obiectiv locul 1? Normal că vrem să câștigăm grupa, dar dacă nu reușim, atunci de pe locul 2, după baraj, vrem să ne calificăm. Ceilalți doi adversari pe care România îi va înfrunta la Călăraș sunt Georgia și Portugalia. Capitanul României, Robert Lupu, știe care este traseul spre Euro 2016. Noi încercăm să batem Kazahstanul, este echipa cu care ne vom lupta, și eventual Letonia, care va veni a patra, să reușim, dar primul meci cred că va fi decisiv pentru noi, cel cu Kazahstanul. Dacă vom reuși să câștigăm, apoi meciul decisiv cu Portugalia, care sunt o forță în Europa. Sperăm să facem un joc bun. Partida România-Georgia se va disputa mâine, iar jocul România-Portugalia va avea loc sâmbătă. Câștigătoarea grupei se califică direct la Euro 2016, găzduit de Serbia. Reprezentativele de pe locurile secunde din cele 7 grupe principale, plus echipa de pe locul 3 cu cel mai bun punctaj, vor disputa în perioada 15-22 septembrie 2015 un baraj în dublă manșă. Campioana României, Auto Bergamo, are 5 jucători la lot. Portarul Vlad Iancu și jucătorii de câmp Florin Matei, Robert Lupu, Cristian Matei și Florin Ignat.